Bună ziua și bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Tineri Talentați. Astăzi avem ca invitați elevii de la școala My Dream School Brașov, ce au postat videoclipuri cu provocările noastre pe grupul de Facebook Ala Show. Deoarece sunt foarte mulți copii în platou azi, am apelat la un mic ajutor, o coprezentatoare, pe numele ei Tea Dina. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! I-am invitat să ne colinde pe copiii de la școala My Dream School datorită performanțelor obținute în acest an. Amintim că au avut două concerte în Elveția în luna martie, transmise de televiziunea Pro Diaspora Suisse, prin buna voință doamnei Camelia Căpraru. Haideți să o cunoaștem pe prima invitată. Cum te numești și ce vârstă ai? Ștefania Budă și am 6 ani jumate. Din ce oraș ești? Brașov. Ce ne vei interpreta astăzi? Nu mă despart de tine și mă întreb ce să fac. Ok. Haideți să o ascultăm. Și da. Baftă. Baftă. Niciodată o ce-ar fi, ca și mei pe gând străinesc.
Așa, acum am ascultat-o pe Ștefania, acum hai să te cunoaștem și pe tine. Cum te numești și ce vârstă ai? Pe mine mă cheamă Danca Sara și am 6 ani. Din ce oraș ești? Din Brașov. Ce piesă ne vei interpreta astăzi? Cocodrilo e cocodrilo. Bravo, hai să te vedem. Felicitări, ai cântat foarte frumos, o să te invit acum să iei loc și să ascultăm pe colega ta. Bună, tu cum te numești? Antonia Buliga. Și ce vârstă ai? 8. Și ce ne vei interpreta astăzi? Azi am să-mi crestez în grindă și mărărița. Te ascultăm cu mare drag, baftă!
frumos. Acum o să te invităm să iei loc și să ascultăm pe colega ta. Ok. Hai să aflăm mai multe despre următoarea invitată. Câți ani ai și cum te numești? Mă numesc Cărnete Adriela și am 13 ani. Din ce oraș ești? Din Brașov. Și ce piesă ne vei interpreta astăzi? Ploaia. Ok, să o ascultăm. Leru-i, Doamne, leru-i din cer.
ne-am adus pe pruncul Iisus. Lerui, Doamne, ler din cer, lerui, Doamne, ler, lerui, Doamne, ler din cer, lerui, Doamne, ler. Pace între noi, sănătate, nu nevoie. Tare greu s-a născut copilul soare, tare greu. Dar în casa ta vecine n-ai o mână de susține să se nască și la tine Dumnezeu. Dar în casa ta vecine n-ai o mână de susține să se nască și la tine Dumnezeu. Ia auzi ce vânt subțire, subțirel, bate azi printre cămine, subțirel. Iar tu, om cu mintea înaltă, stai cu inima de piatră, n-ai tu oare un colț de vatră pentru el? Iar tu, om cu mintea înaltă, stai cu inima de piatră, n-ai tu oare un colț de vatră pentru el? Plânge pruncul ca o mierlă, plâns nespus, că în iesle nimeni pernă nu i-a pus. Dar tu-n casa ta frumoasă te-ai culcat și nici nu-ți pasă, nu vrei tu să-l iei în casă pe Iisus. Dar tu în casa ta frumoasă te-ai culcat și nici nu-ți pasă, nu vrei tu să-l iei în casă pe Iisus. Sus în cer cu dor de frate, sus în cer, el ți-a pregătit palate, sus în cer. Iar tu inima amară, cum de-l poți lăsa afară? Ca de dor și frig să moară, pui stingher. Iar tu inima amară, cum de-l poți lăsa afară? Ca de dor și frig să moară, pui stingher. Peste valea cea de plângeri auzi tu, auzi corul cel de îngeri, auzi tu. Omule cu ușa strâmtă, oare nu te înspăimântă că tot cerul stă și cântă și tu nu? Omule cu ușa strâmtă, oare nu te înspăimântă că tot cerul stă și cântă și tu nu? Iată vin păstori în grabă pe pământ, și de prunc pe toți întreabă pe pământ. Hai vecine la ferestre, haide să ne dai de veste, că-i aici la tine-n iesle pruncul sfânt. Hai vecine la ferestre, haide să ne dai de veste, că-i aici la tine-n iesle pruncul sfânt. Cade liniște
zilei se aud în curte, iarna a venit. Lerui ler și iarăi ler, harul omului frumos se adună cu gând în seara asta de Crăciun. Nu te smergăim, fii foarte atent. Nu timp să te plângi și am să spun de ce. Mas Crăciun vine în oraș, Mas Crăciun vine în oraș, Mas Crăciun azi vine în oraș. O listă a făcut, e lungă de tot și știe deja cine n-a ascultat. Mas Crăciun vine în oraș, Mas Crăciun vine. Nu te smergăi, fii foarte atent. Nici să te plângi și am să spun de ce. Mas Crăciun vine în oraș, Mas Crăciun vine.
așa de ești sau chiar băiețel. Să-mi vezi păzi chiar și-un cântecel. Nu te smercăi, fii foarte atent. Nu timp să te plângi și am să spun de ce. Mă-ți făciun, vine în oraș. Mă-ți făciun, vine. Te-ai căi, fii foarte atent. Nu timp să te plângi și am să spun de ce. Mă-ți făciun, vine-n oraș. Mă-ți făciun, vine-n oraș. Mă-ți făciun, azi vine-n oraș. Mă-ți făciun, azi vine-n. Mă-ți făciun, vine-n oraș. Mă-ți făciun, vine-n oraș. Mă-ți făciun, azi vine-n. Mă-ți făciun, vine-n oraș. Mă-ți făciun, vine-n oraș. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up past the blue barn. Now the jingle hall has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Dancing and breathing and jingle bell.
tema Crăciunului. Pentru că muzica, în general, ajunge în sufletele oamenilor. Spiritul Crăciunului a ajuns prin intermediul elevilor de la școala din Brașov, My Dream School. Iar astăzi ei ne vor colinda foarte frumos și abia aștept să-i ascultăm. Haideți să vorbim cu cei mai mici. Bună! Tu ce-ți dorești de la Moș Crăciun? Mi-aș dori o păpușă. Și ai fost cu minte anul ăsta? Crezi că vine moșul la tine? Da, am fost cu minte. Să sperăm că vei găsi sub braț tot ce-ți dorești. Acum, hai să te întrebăm pe tine. Tu ai fost cu minte? Da. Și ce-ți dorești de la Moș Crăciun? Un ceas pe care să o sun pe mami. Foarte drăguț. Bine, acum hai să-i ascultăm. Să-i ascultați pe elevii școlii din Brașov, My Dream School. Colindator, vom petrece până-n zori. Haide și numai, ați venit la colindat. Haide și numai, dar
deschideți ușa la tine, seara lui Crăciun. Că și fetele colind, seara lui Crăciun. Crăciun la noi în casă, leruile, pietrele se crapă în două și e cer. Mama ne colindă nouă, leruile, noapte albă, creangă ninsă, astăzi spun, nicăieri nu-i ca acasă de Crăciun. Noapte albă, noapte
albă și mister. E Crăciun pe-ntre pământule ruile. E Crăciun pe-ntre pământule ruile. Copii cu vestea bună după ei, însoțiți de îngerași și clopoței. Tot omul în astă seară e mai bun, a venit colinda iară, e Crăciun. Noapte albă, noapte d'albă și mister. E Crăciun pe-ntreg pământule ruile. Noapte albă, noapte d'albă și mister. E Crăciun pe-ntreg pământule ruile. E Crăciun pe-ntreg pământule ruile. Dumnezeu coasa putere a lăsat un miros de sărbătoare peste sat. E frumos și azi și mâine a fost și e un Crăciun ca și la noi nu-i nicăieri. Noapte albă, creangă ninsă, astăzi spun, nicăieri nu-i ca acasă de Crăciun. Noapte albă, noapte d'albă și mister. E Crăciun pe-ntreg pământule ruile. E Crăciun pe-ntreg pământule ruile. E Crăciun pe-ntreg pământule ruile. Neruile. Moș Crăciun, iubite Moș Crăciun, tu mi-ai încântat copilăria, din desaga ta păstrești acum visul, puritatea, bucuria. Caut, caut printre amintiri o rază senină, un drum care să-mi aducă în priviri o stea printre norii de fum. Astfel eu ajung ușor, tiptil, la tine, bătrânule drag. Ce când am vis un de copil, veneai ca un înger în prag. Moș Crăciun, iubite Moș Crăciun, tu mi-ai încântat copilăria, din desaga ta păstrești acum visul, puritatea, bucuria. Moș Crăciun, iubite Moș Crăciun, mi-ai pus farmec în copilărie, din desaga ta păstrești acum un cadou numit chiar bucurie. Inima-mi curată de copil, mi-o caut acum cu drag.
și-o descoper iar visând febril, la tine, iubite, moșneag. Azi la darurile tale aș vrea să pot reveni când mi-e greu. Lângă bradul tău în vârf costea adorme și acum visul meu. Moș Crăciun, iubite Moș Crăciun, tu mi-ai încântat copilăria. Timp de saga ta păstrești acum visul, puritatea, bucuria. Moș Crăciun, iubite Moș Crăciun, mi-ai pus farmec în copilărie. Din de saga ta păstrești acum un cadou numit chiar bucurie. Ciun, iubite Moș Crăciun, tu mi-ai încântat copilăria. Din de saga ta păstrești acum visul, puritatea, bucuria. Moș Crăciun, iubite Moș Crăciun, mi-ai pus farmec în copilărie. Din de saga ta păstrești acum un cadou numit chiar bucurie. Moș Crăciun. Mulțumim, a fost foarte frumos. Vă mai așteptăm pe aici. Chiar a fost foarte frumos. Nu uitați de provocarea noastră de pe grupul de Facebook Ala Show. Tot ce trebuie să faceți este să postați pe acest grup un filmuleț ce să aibă ca titlu provocare. Iar dacă ne place, vă vom invita alături de noi în emisiune. Noi vă urăm sărbători fericite și vă așteptăm cu mare drag și în alte ediții. Sărbători fericite! Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Time for parties and celebrations. Dancing all night long. Time for presents and exchanging kisses. Time for singing Christmas songs. We're gonna have a party tonight. I'm gonna find that boy underneath the mistletoe with kids by candlelight. Room is swaying, records playing, songs we love to hear. All I wish that every day was Christmas. What a nice way to spend the year. Records playing, all the old songs we love to hear. All I wish that every day was Christmas. What a nice way to spend the year. Merry Christmas, everyone. Oh, Merry Christmas, everyone. All around me, children playing, having fun. It's the season, love and understanding.
having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone. Ooh, Merry Christmas, everyone. Și bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Tineri Talentați. Eu sunt Daria Dina, iar astăzi sunt gazda dumneavoastră. Ne aflăm în a doua zi de Crăciun și sunt sigură că mulți dintre noi, poate chiar toți, suntem foarte fericiți alături de familie. Alături de mine o am pe Tea, o coprezentatoare. Bună, Tea! Bună, Daria! Astăzi avem în platou pe cei de la Palatul Național al Copiilor, ce ne vor colinda și ne vor încânta sufletele. Pentru început, am dorit să știm mai multe despre voi. Cum vă cheamă, câți ani aveți și în ce clase sunteți? Suntem trupa Rima, pe mine mă cheamă Maria și pe el îl cheamă Aris. Iar voi? Noi suntem Frame As, iar eu sunt Francesca. Iar eu sunt Bianca. Suntem foarte încântate să vă cunoaștem. Am vrea să știm acum care sunt pasiunile voastre. Cred că este evident că ne place să cântăm. Și în timpul liber mie mai îmi place să desenez, să pictez. Iar mie îmi place foarte mult moda, e o altă pasiune, dar prima mea pasiune și cea mai importantă este muzica. Dar ale voastre? Mie îmi place muzica și gimnastica. Mie îmi place foarte mult muzica și desenatul, dar și dansatul. Foarte frumos! Cum ați descoperit că aveți această atracție către domeniul artistic? Când eram mai mică, cântam singură prin casă și mama a decis să mă ducă la un cor. Eu cântam foarte mult prin casă și mami a decis și pe mine să mă ducă în același cor. Încă de când eram mică, tăteam în fața oglinzii, mă prosteam, dansam și evident cântam, iar mama a observat acest lucru și a hotărât să mă îndrume spre lumea muzicii. La mine este aproape la fel, m-a văzut bunica foarte mult că stăteam în oglindă și cântam sau dansam sau doar mă strâmbam și a decis să mă duc la Palatul Național al Copiilor. Care sunt genurile voastre muzicale preferate? Mie îmi place foarte mult muzica pop. Mie îmi plac aproape toate genurile de muzică, dar în special muzica pop. Dar ale voastre? Mie îmi place muzica pop, rock și muzica populară. Și mie la fel, doar că o să adaug și melodia pop. Bravo! Aceste genuri pe care le alegeți singuri ca grup sau le alegeți împreună cu profesorul vostru de canto în cadrul pregătirii? Întâi le alegem singuri și după aia îi le prezentăm și doamnei noastre profesoare. Da, cum a spus și Maria, le prezentăm și doamnei profesoare, dar le facem și singuri. Acum depinde și ce melodii sunt. Eu cu Bianca mă cunosc de foarte mult timp și pot spune că avem gusturi asemănătoare, așa că mai întâi ne decidem noi și după aceea ne consultăm cu doamna noastră profesoară. Să ieșim puțin din zona artistică și să vorbim puțin și despre școală. Cum v-ați adaptat cu noul stil de învățământ, cel online? Păi, după părerea mea, această generație se adaptează foarte repede și eu chiar m-am adaptat super bine. Și pentru mine nu a fost o problemă să mă adaptez la învățământul online și e chiar mai bine, îmi place mai mult așa. Dar pentru voi? Eu m-am adaptat foarte ușor. Eu m-am adaptat ușor pentru că noi facem școala înainte pe calculator și eu știu foarte bine să lucrez de pe acest dispozitiv. Care este materia care vă pune în dificultate cel mai mult? Pe mine mă pune în dificultate puțin geografia. Pe mine mă pune în dificultate istoria. Voi, pentru că sunteți clase mai mari, bănuiesc că sunt mai multe materii care vă pun în dificultate, dar aș vrea să știu măcar una. Eu anul acesta am început să studiez limba chineză, așa că aceasta este limba care îmi pune probleme. Iar pentru mine ar fi teoria muzicală, fiind online se aude mai greu sau se întrerupe, așa că teoria muzicală. Pot să-ți dau dreptate pentru că și eu sunt la liceu de muzică și știu despre ce vorbești.
Care este materia voastră preferată? Mie îmi place româna, de aceea sunt și pe profilul filologie. Iar mie îmi place foarte mult istoria muzicii. Mie îmi place foarte mult biologia. Și mie îmi place foarte mult biologia. Ce vă atrage cel mai mult la aceste materii? Îmi place foarte mult să învăț despre natură. Mie îmi place să învăț despre natură și despre lucrurile interesante care se pot afla în aceasta. Pe mine româna mă ajută să mă exprim mai liber și să am vocabularul mai dezvoltat și imaginația. Iar mie la istoria muzicii îmi place că pot să cunosc compozitorul și să știu stilul de viață și așa îi înțeleg și muzica mai bine. Dacă ar fi să alegeți doar una dintre materiile voastre preferate și muzica, ce ați alege fără ezitare? Clar, muzica. Clar, muzica. Dar voi? Și eu aș alege muzica. Mie mi-este foarte greu să aleg, doar că dacă ar fi să aleg doar una singură, eu aș alege muzica. Foarte frumos. Aveți animale de companie? Da, am o pisică și 2 câini. Eu am o pisică, 3 câini și un papagal. Eu am un bulldog francez. Iar eu am și un câine. Și cum le cheamă pe animăluțele voastre? Pe cățelușa mea o cheamă Mini. Iar pe a mea Sara. Dar pe ale voastre? Pe pisoiul meu îl cheamă Jimmy, pe un cățel îl cheamă Ursul și iar pe celălalt îl cheamă Brownie. Pe ai mei, pe pisica mea o cheamă Elsa, pe cei 3 cățeluși îi cheamă Sky și ceilalți 2 de vânătoare, Max și Bella, și pe papagal îl cheamă Andrei și din păcate aveam 2 papagali, doar că unul a scăpat. Îmi pare rău. Vă plac mai mult câinii sau pisicile? Nu pot să aleg o rasă. E deja clar că mie îmi plac mai mult pisicile. Evident că îmi plac câinii. Și mie îmi plac mai mult câinii. Dacă ar fi să vă petreceți timpul cu animăluțele voastre, ce ați face? Aș ieși în natură, mai ales perioada aceasta. Iar eu aș ieși în parc cu ea. Dar voi? Eu m-aș juca aproape toată ziua cu el. Eu, de acum depinde de fiecare animal. Cu el s-a mai juca cam o lună așa, fără oprire, și cu căței tot așa. Iată că au venit și sărbătorile de iarnă. Ce înseamnă Crăciunul pentru voi? Pentru mine Crăciunul înseamnă să petrec timpul cu familia mea. Pentru mine Crăciunul înseamnă să petrec timp cu familia mea, să primesc cadouri și să văd bucurie în majoritatea cu copiii. Pentru mine Crăciunul înseamnă iubirea prietenilor și a familiei față de mine. Iar pentru mine Crăciunul înseamnă să petrec mai mult timp cu prietenii și cu familia. Ce culori au globurile din bradul vostru? Globurile mele sunt alb cu roz. Iar ale mele sunt roșii. Dar ale voastre? Ale mele sunt albe. Ale mele sunt argintii și albastre și unul singur din brad este auriu. Ce cadouri ați primit în noaptea de Crăciun? Eu am primit un iPad. Eu am primit un nou telefon. Eu am primit foarte multe haine și lucruri de machiaj. Eu am primit mai multe lucruri, numai că cel mai frumos lucru pe care l-am primit a fost un lănțișor. Moșul v-a surprins plăcut anul acesta? Desigur. Aș putea spune că da. Dar pe voi? M-a surprins foarte mult. Pe mine m-a surprins mai mult decât anii trecuți, pentru că telefoanele mi le cumpărau părinții mei și n-am primit niciodată unul de la moșu. V-ar plăcea să fiți ajutoarele moșului? Mie nu prea mi-ar plăcea, pentru că nu aș vrea să am urechile lungi precum un elf. Mie mi-ar plăcea foarte mult, pentru că aș putea să ajut copiii nevoia și să văd bucurie în sufletul fiecărui copil. Și mie de asemenea îmi place să dăruiesc cât mai mult. Mie nu mi-ar prea plăcea, pentru că e foarte multă muncă. Aș putea spune că în această perioadă a sărbătorilor, chiar dacă am stat cu toți în casă, dispoziția noastră a fost una mai bună. Care a fost rutina voastră înainte de venirea sărbătorilor?
Eu am pregătit împreună cu familia mea tot felul de dulciuri și de mâncăruri și am făcut bradul. Iar eu am decorat împreună cu familia toată casa, am făcut tot felul de dulciuri și am ascultat muzică de Crăciun. Dar voi? Eu mi-am împodobit bradul și camera mea. Eu mi-am împodobit toată casa, dacă pot să spun. Bradul mi l-am făcut, am făcut mult cozonac și multe alte dulciuri împreună cu mami și cu tati. Dar Moș Nicolae, el ce v-a adus? Mie mi-a adus 3 caiete de schițe. Mie mi-a adus un joc pentru calculator și o grămadă de dulciuri. Și mie mi-a adus foarte multe dulciuri și niște globulețe în care pot adăuga fotografii cu mine sau cu prietenii mei. Mie mi-a adus o pereche de cercei și foarte, foarte multe dulciuri. Ați primit ceea ce vă doreați? Da. Da. Dar voi? Da, eu chiar am primit ceea ce îmi doream pentru că fix asta mi-am dorit. Și eu mi-am dorit aceste lucruri și le-am primit. Sărbătorile de iarnă simbolizează cele mai frumoase zile dintr-un an. Ce colinde ați învățat? Noi am învățat praznic luminos. Și am mai învățat și noapte de Crăciun. Noi am învățat Feliz Navidad și colinde. El este moșul, fluturi de zăpadă și multe alte. Ne colindați și pe noi astăzi? Desigur. Desigur. Străzile în alb s-au îmbrăcat, cerul e albastru și curat, în noaptea asta minunată. Colindă torii pe la porți, să-i primim cu darul pentru toți, în noaptea asta minunată. Nimeni nu e singur, nu acum, nu în noaptea asta de Crăciun, doar una pentru lumea toată. Pe de povești, tu visele ai, Eva.
merge, zboară mai lin, fugi, zboară cumva. Cum niciodată fulgii nu vor mai zbura. Și în dansul lor, dansa mețitor, te cuprinde ca o vrajă. Muzica, sunt ai lui clopoțe, ce sună ciudat. Tasania ta să te aude înfermeca. El e Moș Crăciun, el e Moșul, el e Moș Crăciun, el e Moșul. El e Moș Crăciun, Crăciun, el e Moșul, e Moșul cel bun. Pe geam va intra, geamul el închis, el tot va putea să pătrundă ușor, pentru el lui zăvor va ajunge până la tine, vei vedea. Pune-n brad o stea și neapărat o dorință în gând să-ți mai pui imediat. El e Moș Crăciun, el e Moșul, el e Moș Crăciun, el e Moșul, el e Moș Crăciun, Crăciun, el e Moșul. E Moșul cel bun, el e Moș Crăciun, el e Moșul, el e Moș Crăciun, el e Moșul, el e Moș Crăciun, Crăciun, el e Moșul, Moșul cel bun. Da, da, Moș Crăciun, da, da, Moș Crăciun, doar e Moș Crăciun, Moșul, Moșul cel bun. Sunt ai lui clopoței, ce sună ciudat, Sania ta să te ude înfermeca. El e Moș Crăciun, el e Moșul, el e Moș Crăciun, el e Moșul, el e Moș Crăciun, Crăciun, el e Moșul, e Moșul cel bun. El e Moș Crăciun, el e Moșul, el e Moș Crăciun, el e Moșul, el e Moș Crăciun, Crăciun, el e Moșul, Moșul cel bun. Moșul, Moșul cel bun.
ce să cauți.